Ascultat cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, capitolul 13, primele 9 versete. Pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1007. Evanghelia după Luca, capitolul 13, începem citirea cu versetul 1. La vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni a căror sânge l-a amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 iși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a mai spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumbrăveni Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea, să vă fie tuturor înmulțite. Amin. Amin. Motivat de cântarea care s-a cântat și de faptul că încă aveți în memorie momentele de trecere de peste ani, când ne facem evaluări, când de obicei ne facem perspectiva a ceea ce a fost și a ceea ce dorim să fie, și constatăm cu stupoare că n-am realizat ceea ce ne-am propus și ne propunem mai mult să facem ceva anul acesta. Am citit pasajul acesta biblic care este foarte important pentru noi, pentru fiecare dintre noi ca oameni în via Domnului. Sfânta Scriptură spune că la un moment dat niște galileieni care erau înținut în nordul lui Israel au bătut drumul până la Ierusalim și spune că oamenii aceia au venit la Ierusalim nu cu alt scop decât să se închine, să-și aducă jertfele lor acolo. Foarte interesant, pe când ei își aduceau jertfele, au venit soldații lui Pilat și i-au măcelărit pe ei acolo, că au amestecat sângele lor cu sângele jertfelor lor. A fost un masacru acolo. Bineînțeles că toți suntem curioși de ce Pilat și-o trimis oștenii și-o omoră pe ei. Oare ce vină au avut ăia? Oare ce-au făcut? Au vorbit împotriva lui Pilat, împotriva statului roman. Biblia nu ne spune nimic din toate curiozitățile noastre, ci Domnul Iisus Hristos vine și spune, voi credeți că galienii ăstea au fost mai păcătoși decât ceilalți de-au pățit așa ceva? De obicei în mintea noastră există un soft, așa că îi spune, neapărat au făcut ceva de genul ăsta. Neapărat ar trebui, nu degeaba li se întâmplă așa ceva. El spune, eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Aici e vorba despre o moarte prematură, o moarte pe care o poate experimenta un om la un moment dat, prematură, adică la jumătatea zilelor înainte de ceea ce i-a rânduit Dumnezeu. Și lângă experiența asta tragică, Domnul Iisus Hristos așează o întâmplare petrecută pentru celui cărora le vorbea, era clar, știau despre ce se vorbește. Au avut și evrei un turn al Siloamului, un corespondent al turnului Pisa din Italia, tot înclinat așa, și într-o dată a căzut, a prins în ruinile sale, în dărâmăturile sale, 18 bărbați. Și Domnul Iisus pune aceeași întrebare retorică. Credeți că ăștia 18 au fost mai păcătoși decât locuitorii din Ierusalim de-au pățit așa ceva? Și Domnul spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și atașează de întâmplările astea tragice pilda smochinului neroditor. Nu la voia întâmplării, atașează acolo. Pilda smochinului neroditor vorbește despre un om care avea o vie. Și în vie, de obicei, sunt tot felul de soiuri de struguri. Și în via aia lui a pus un smochin. Era sătul de struguri. Avea struguri pendelete de diferite tipuri, de diferite soiuri, cu diferite arome. Dar în via lui a sădit un smochin care nu face struguri, ci face smochine. Și el a vrut să guste o smochină.
Nu ne spune Scriptura că smochinul era uscat. Nu ne spune Scriptura că smochinul nu era frumos crescut. Nu. Ne spune că proprietarul viei căuta să guste o smochină din smochinul ăsta. Și avea 3 ani de zile de când frustat căuta printre frunze și nu găsea nimic. Și atunci spune vierului care s-a ocupat de toată via, sunt 3 ani. Am pus, l-am așezat aici, e protejat, nu-l rod iepurii, nu-l atacă nimic, în vie, și are 3 ani, nu produce nimic, taie-l. Și atunci vierul spune, stăpâne, anul ăsta o să fac ceva deosebit. Am să pun gunoi la rădăcină, am să-l sap de jur împrejur, apa să pătrundă mai ușor și sper că va da roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Și cu asta se încheie. Dați-mi voie din textul ăsta biblic să vă vorbesc și să vă pun câteva întrebări. Sunt întrebări retorice, adică nu trebuie să dați răspuns, dar sunt întrebări. Prima întrebare pe care aș vrea să o ridic vis-a-vis de smochin este întrebarea care reiese din Luca, capitolul 6, cu versetul 44, unde Sfânta Scriptură spune așa, căci orice pom se cunoaște după roada lui, nu se strâng smochine din spin, nici nu se curesc ruguri din mărăcin. Prima întrebare care ți-o pun în seara aceasta, ești spin sau smochin? Pentru că nimeni nu ia spin să pună în via sa, nici în grădina sa. Nimeni nu are spin să-l ia, să-l aduc în grădină, ce frumos spin o crescut. Te înțep de el când intri și când ieși. Nu. Totdeauna se aduc smochini să se pună în vie. Se aduce ceva productiv, ceva care produce dulceață. Aș vrea să vă spun, din momentul în care noi am căzut în păcat prin Adam, toți am devenit spinoși. Ceea ce putem noi produce cel mai mult sunt spinii. De aceea ne place să șicanăm, de aceea ne place să înțepăm, de aceea ne place să șfichiuim. De aceea și când cineva ne face un bine dezinteresat, ne gândim, ce urmărește ăsta, măi? Ăla e spinul, care e acolo, înăuntru tău. Pentru că asta producem noi prin natura noastră. Oricât de bine arătăm, știți că există o perioadă în an când spinii aceștia fac niște floricele, unele roșii, alte albastre, dar floricelele nu le schimbă natura. Ei tot spin rămân, cu floricele. Știți că noi mai facem câteodată și bine, mai cântăm și o cântare, suntem oameni culți, pregătiți, dar spinălăi. Spin. Du-te și îmbrățișează un cactus sau un spin, un tufiș de spin. Ai să vezi că rămâi cu urme. Când te apropii de un om, el pare normal așa, e foarte... Dar să începi a-l cunoaște, să vezi și înțepături ai. Pentru că asta suntem noi. Că ne dăm altceva, că pozăm altceva, asta e altă treabă. Dar toți suntem spini. Poporul care a avut parte de cea mai înaltă educație, mă refer spirituală, a fost poporul evreu. Din timp Dumnezeu le-a dat legea, pe care e bazată toate constituțiile poporilor care împart dreptatea. Din timp le-a dat legea sanitară. Noi am descoperit carantina vis-a-vis de anumite virus, anumiți microbi sau bacterii periculoase, le-am descoperit relativ recent. Citiți în Vechiul Testament și veți vedea că Dumnezeu pentru anumite situații cerea carantinarea bolnavului ca să nu infecteze toată populația din prejurul său. Toate legile sanitare li s-au dat evreilor. Atunci când ei se abăteau de la legea morală, Dumnezeu trimitea profeți să-i îndrepte. Și cu toată grija pe care a avut-o Dumnezeu, exemplificată într-un mod foarte frumos în Isaia, când a sădit o vie, când a împrejmuit-o, când i-a dat tot ce-i trebuiește să producă ceva. Via aceasta, atât de privilegiată, a produs struguri sălbatici, acri. Păi dar v-a dat tot ce trebuie, măi. Nu putem produce decât spini. Dați-mi voie să vă citesc un pasaj biblic din Mica, capitolul 7, cu versetul 4. Performanțele pe care le-au atins evreii, cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de... Asta e tot. Știți că nu există pocăință, frații mei, tocmai din cauza asta? Pentru că noi nu ne cunoaștem natura, că suntem spini. Foarte mulți oameni spun, băi, trebuie să le spunem la oameni vestea bună.
Vestea bună e că Hristos a murit pentru noi, ca noi să ajungem în rai. Frații mei, vestea bună nu are nicio valoare fără vestea rea. Vestea rea este că noi suntem spini și nimeni nu face mobilă din spini. Când ai spini în grădină, îi strângi și unii ajung. În foc, frații mei. Asta suntem noi. De-aia spunea Domnul Iisus Hristos, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bunii copii, adică făceți și voi niște florișele, arbastre și roz, dar voi sunteți răi. Asta e natura voastră. Numai când îți dai seama că ești rău, că ești spin, poți să primești vestea bună că există cineva care te poate transforma. Slăvit să fie Domnul. Amin. Numai atunci. Foarte mulți oameni rămân în continuare spini. Produc floricele, mai fac câte o faptă, mai mimează de pocăință, dar natura lor nu este schimbată. Ei rămân răzbunători în biserică. Cântă niște cântări cu vocaliza pe care o faci, dar dacă l-ai călcat pe bombeu, nu te uită 20 de ani. Ori asta nu e natură de smochin, e natură de spin. E natură de spin. Și lucrurile astea vi le spun foarte clar, frații mei. Că prin poporul Domnului sunt strecurați oameni care rămân spin toată viața lor. Scriși, pe ei se scrie, se păstrează la distanță. El nu vine des la adunare, pentru că ajungi să-L cunoști. Vine numai duminică seara, atunci salută din mers, mai faci și un selfie cu tine că să aibă mărturie că a fost, după care dispare. Dacă îl întrebi și îi spui să vii mai aproape, tu vezi-ți de treaba ta. De ce? Pentru că știe, orice om se apropie de el, se înțeapă. Sare imediat, îi sare tandura. Inimerea se enervează. Imediat scapă cuvinte și stai și te gândești, măi, dar de ce? Pentru că el este spin și ascunde lucrul ăsta. Din când în când mai leagă câte o banană în spinul ăla, pune câte o portocală ca să arate bine, ca pomul de Crăciun, pune tot felul de globulețe, luminițe, poate te păcălește. Dar bradul cât e de bun, nu poate să produc beculeț. El produce cornurile alea, atâta tot. Că îl înfrumusețăm noi, foarte mulți oameni cam asta fac în viața lor. Încearcă să arate celorlalți globulețe, să se mai prindă și el într-o misiune, dar el este spin. Și de aceea e important de văzut ce faci cu spinii din viața ta. Ce faci cu natura ta veche? Că tu nu te poți transforma. Școala nu te ajută, cultura nu te ajută, banii nu te ajută. Există unul singur care poate transforma un spin în smochin și ăla-i Creatorul, slăvit să-i fie numele. Dar Dumnezeu nu te transformă în smochin productiv decât dacă recunoști că ești spin. Altfel, rămâi un spin în lumea aceasta având ca finalitate focul. E foarte important să vezi răutate din tine. E foarte important să vezi firea ta pământească. E foarte important să vezi răzbunarea ta și să vii disperat la Domnul și să spui, Doamne, am înțepat nevasta, am înțepat copiii, nu mă pot abține, Doamne, efectiv sunt rău, văd asta. Te rog, schimbă-mă. Și apare în terminologia biblică un element deosebit, și anume se numește naștere din nou. Nașterea din nou este schimbarea omului în profunzime. El rămâne cu aceeași înălțime, el rămâne cu aceeași culoare a ochilor, el rămâne cu aceeași pregătire și cu același statut social. Dar înăuntru lui este schimbat radical. Din spin devine smochin. Slăvit să fie Domnul! Amin. E foarte important când vezi asta. Foarte mulți dintre noi suntem, ne mângâiem așa și văd și în poporul Domnului lucrul ăsta. Observăm că suntem răi. Observăm că suntem nervoși, observăm că suntem nenăscuți din nou într-un cuvânt. Nu suntem mulțumiți de noi înșine. Da, ne mângâiem, dar așa alții tot așa. Frate meu, nu te mângâia cu asta. Nu te mângâia cu asta. Uită-te în natura ta și vezi dacă te-a transformat Hristos. Nu ajunge că ești copil de pocăit. Nu ajunge că nu știi, sunt mulți care spun, nu știu să dansez. E normal că dacă n-ai dansat niciodată, nu știi, din plecul ești cu dreptul în stângul. E normal. Dar asta nu e o scuză să-ți faci o evaluare, să vezi că ești spin și ai nevoie de transformare. Pentru că la un moment dat s-ar putea să observi că ești rău. La un moment dat cineva din preajmă, băi, ești de nesuportat efectiv. Îți spune cineva de aproape, dom'le, nu știu cum rezistă nevasta lângă tine. Nu știu cum rezistă.
Sunt anumite persoane spune, păi voi enervat numai acum, am discutat o țăru cu voi și bărbatul sau nevasta, voi enervat. Gândește-te în locul meu care trăiesc cu dânsul în fiecare zi, ce iasă, ce acolo. Dacă tu numai odată te-ai întâlnit și ai spus, dom'le, nu se poate, efectiv. De ce? Ăsta e el, spin. Bun, la un moment dat constați că ești spin. Te ajută cu ceva, că tragi perdelele pe geam și îi spui de acum înainte, gata, nu mai vorbesc cu nimic, eu tot greșesc, tot va... Nu te ajută cu nimic să intri în descurajare, în depresie, ci trebuie să mergi la cel ce schimbă. La un moment dat, știți foarte bine cazul lui Iuda, Iuda nu l-a vândut niciodată pe Domnul Iisus Hristos ca să fie omorât. Nu. El a iubit banii. I-a plăcut să facă bani din nimic chiar. Și chiar făcea, băga numai mâna în pungă și lua bani gata adunați, fără probleme. L-a văzut de vreo două ori că oamenii l-au înconjurat pe Domnul Iisus să-l prindă. Și spune Scriptura, Domnul Iisus a trecut prin mijlocul lor fără ca oamenii să-i facă nimic. Și Biblia completează ceea ce Iuda nu știa, și anume, nu-i venise încă ceasul. Nu-i venise încă ceasul. Dar Iuda s-a prins. Ăștia nu-l prind, pot prinde pe Domnul. Dom'le, are ceva în el deosebit, are ceva în el, scapă totdeauna. Și atunci în mintea lui iubitor de bani s-a iubit ideea asta. Ce fac ca să pot câștiga niște bani de pe baza asta? Că el oricum nu-l pot ține ăștia. Și-a întrebat, ce-mi dați ca să-l dau în mâinile voastre? În mintea lui era, nu mă să-l puteți voi ține, că n-aveți cum, o mai încercat o grămadă, nu numai voi. Și ăștia sunt 30 de arginți. O lua banii, s-a dus, l-a dat pe Domnul Iisus și-a așteptat scenariul din mintea lui, și anume, ca de obicei, ca până atunci, Domnul Iisus să treacă prin mijlocul lor, să-i lese pe ăștia fără bani și bănuți în buzunarul lui, dar spune, eu mi-am ținut partea mea de ei. Vi l-am dat în mâinile voastre. Că nu l-ați ținut, doar nu m-ați plătit pe mine să-l țin eu. Dar dintr-o dată Domnul n-a trecut prin mijlocul lor. Dintr-o dată Domnul este plins, este pălmuit, este lovit. Și în momentul ăla, dacă Iuda îl vindea pe Domnul Iisus, spunea, Domnule, pentru asta l-a vândut, e treaba lui. Își vedea, nu dintr-o dată și-a dat seama că a greșit. Ia banii ăia toți și se duce la preoții cei mai... și spune, am vândut sânge nevinovat, are probleme de conștiință, dar nu s-a dus unde trebuie. Și preoții cei mai de seamă i-au spus, treaba ta, e afacerea ta. După care Iuda a făcut ceea ce a făcut, pentru că nu s-a dus unde trebuie. Știți că observ câteodată câte un spin în viața ta, chiar după ce ai venit la mântuire, observi anumite situații și nu știi unde să te duci? Mergi la Cel ce poate schimba totul. Când vii la Iisus Hristos și îi recunoști starea ta, că ești spin, că înțepi, că ești rău, că ești răzbunător, că sunt răzbunător, recunoști natura ta, se întâmplă un lucru deosebit și asta e baza creștinismului și baza învierii pentru care Hristos a înviat. Dați-mi voie să citim din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, care spune în felul următor, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și dedesubt, în grecește, termenul acolo este o zidire nouă, este o făptură nouă. Singurul care schimbă omul în profunzimea sa, în natura sa, este doar Hristos și prin Hristos. Amin. Amin. Întrebarea mea primă pentru tine, ești spin sau smochin? Pentru că un smochin poate să aibă o ramură uscată, dar e smochin. Doar smochinul este adus și pus în vie. Spinul rămâne în afara viei. Și la un moment dat este strâns și există un loc în care se colectează toți cei care au rămas spini de-a lungul vieții. Și pentru eternitate, locul ăla unde ard spinii se numește iad. Oricâtă vreme îți dai seama și Evanghelia se predică că suntem răi, că suntem păcătoși, că moștenim starea aceasta și că Hristos de aceasta a venit să nu mai rămânem în starea aceea de păcat și de spin, ci să fim transformați, să fim o făptură nouă și în terminologia pasajului biblic să devenim smochinii Domnului, Doamne ajută! Amin. Asta e prima întrebare. Ești în continuare spin sau te-a transformat Hristos în smochin? A doua întrebare este, ești în via Lui? Pentru că Hristos când face din spin smochin, te sădește în via sa. Tu nu ești făcut să trăiești singur în lumea asta. Ești făcut și așezat în biserica lui Hristos. Ești așezat într-o comunitate.
Tu ai nevoie de ceilalți și ceilalți au nevoie de tine. Și mai mult ca toate, ești vizitat constant de proprietarul bisericii. În mod constant ți se umblă între frunze, în mod constant ești urmărit dacă ai apă, dacă n-ai, dacă ai ramuri uscate, dacă produci roadă, în mod constant, la vremea smochinilor, Dumnezeu te caută să vadă ai produs rezultatul care trebuie, pentru că ești așezat în vie. Niciun loc din universul ăsta nu e în atâta siguranță, pentru că vierul care are grijă de toată via și implicit de smochin este Iisus Hristos. Și nu uitați, El are toată puterea, sus în cer și jos pe pământ. Din mâna Lui nu te poate smulge nimeni. Dincolo de vie toată lumea asta, cu răutatea ei, cu blestemele ei, cu situațiile dificile, în vie este rege și împărat peste biserică, știe și numără firele de păr din capul fiecăruia dintre noi, este Iisus Hristos. Și de acolo, orice blestem s-ar face, orice lucrare și-ar îndrepta satana, nu poate să te lovească, pentru că Hristos răspunde. Există un pasaj biblic, dumneavoastră îl cunoașteți, eu doar vi-l subliniez aici și vreau cumva să vă pun imaginația la lucru în seara aceasta. Spune Coloseni capitolul 3, versetul 3 în felul următor: căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Pasajul acesta biblic vine și ne spune unde suntem noi ascunși sau protejați. Imaginați-vă că avem o tablă mare aici în față și pe tabla respectivă fac un cerc mic pe care scrii numele tău. Dacă tu te-ai pocăit, numele tău este așezat. Dacă nu te-ai întors la Domnul și Dumnezeu nu te-a născut din nou, cercul ăla mic este la discreția diavolului, a blestemelor, a vrăjmașilor și oricine are treabă cu tine. Dar dacă tu ești în Hristos și i-ai dat voie lui Hristos din spin să facă smochin, tu nu mai ești singur, ci în cercul ăsta mic pe care scrie numele tău, scrie un cerc mai mare, care se numește Hristos Domnul, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Dar nu ești numai în Hristos, ci spune Scriptura, viața voastră este ascunsă cu Dumnezeu în Hristos. Faci un cerc mai mare pe care scrii Dumnezeu Tatăl, Țiitorul tuturor celor văzute și a celor nevăzute, și dincolo de Dumnezeu îi diavolul, îi dușmanul, îi blestemul, îi soarta, îi nenorocirea. Ori, iubiții mei, ca diavolul să te lovească cu o săgeată de-a lui, nu contează cum se cheamă, trebuie să aibă aprobări. Imaginați-vă că din afara celor două cercuri, diavolul întinde o săgeată spre tine. Și săgeata aceea e o pagubă, să iau un caz ușor așa, e o pagubă pe care tu să o ai, mai mare sau mai mică. Când săgeata aceea pleacă, ca să ajungă la tine, trebuie să treacă de primul cerc. Și tata, care te-a mântuit prin Iisus Hristos, se uită și spune, el nu rezistă la săgeata asta, nu rezistă la încercarea asta. Ca atare am frânt săgeata aceasta. Și vine Duhul Sfânt și spune multe planuri și a făcut diavolul împotriva ta, dar eu le-am frânt, pentru că încă nu ești la poziția la care mă aștept, pentru că el ne calculează puterea cu care putem rezista. Sunt săgeți pe care tata le lasă și trec, nu e mai aia din viteză și săgeata aceasta merge spre tine, dar n-ajunge la tine. Este cineva care te înconjoară pe tine și e Hristos la dreapta tatălui. Și Hristos spune, tată, duminică dimineață nu vine la biserică. A fost obosit, că seara a fost la pescuit, dar nu a putut ajunge la biserică, tată. Și de multă vreme îl aștept să se întoarcă, nu va rezista. Efectiv, când va veni săgeata, nu va mai veni deloc. Efectiv, Doamne, îngăduim să... Și Hristos frânge multe săgeți acolo. Dar câteodată, Hristos, cu aprobarea Tatălui, lasă câte o săgeată să vină în viața noastră, ia viteza. Și săgeata aceea vine și numai la un moment dat, în timp ce te grăbești și vrei să ajungi, să pleci chiar în misiuni de undeva, ai o pană la mașină. Cauciucul e terminat, efectiv. Foarte mulți credincioși, băi, și vreau să merg în lucrare, băi, să mă duc în lucrare, dar ce pățesc eu acum, eu trebuie să cumpăr ca alt cauciuc, cât costă cauciucul ăsta? Și dintr-o dată Dumnezeu se uite și spune, am spus că nu rezistă? Am spus că nu e. Deci nu i s-o gripa motorul, s-a stricat doar cauciucul.
Și poate că l-am ferit și de altceva ce se întâmplă. Cauciucul acela se putea duce și niște inci în râpă se putea duce. Și uite, eu l-am păzit. El în loc să mulțumească că planurile mele sunt desăvârșite, el comentează, mai dă și cu piciorul în cauciucul, cealaltă parcă se umflă dacă îi dă el cu piciorul. E nervos, fratele nostru. Pentru că el puterea o lasă la rugăciune. Acolo în drum procedează la altceva. Frații mei, de aceea trebuie să judecăm lucrurile, că nouă ni se dau teste. Nu întâmplător ajung la noi situațiile pe care le avem. Toate sunt. Nici în situațiile de cancer pe care le avem. Spune unui om care e bolnav de cancer din adunare, băi, s-a întâmplat. Așa, s-a întâmplat. Se întâmplă. N-ai unde să te duci cu ce s-a întâmplat. Când în schimb te gândești că în spate există o inteligență superioară care urmărește binele nostru și ne iubește pe noi mai mult decât ne-am putea iubi noi vreodată. Calculează toate și le așează cu un scop. Pentru că cel mai mare bine care mi se poate întâmpla mie, nu stresc 120 de ani și la 120 de ani, nici nu știu cine-s. Sunt trepe nevastme și caut în caz cu mine. Nu e asta. Cel mai mare bine care mi se poate întâmpla este să mă duc la Domnul, unde este mult mai bine. Eu ca păstor, la ceea ce am văzut, la ceea ce cunosc, i-am spus Domnului în felul următor, Doamne, și eu sunt un smochin, dar câteodată și smochinul mai are niște țepi. Veghează asupra vieții mele, că decât să fac de râs biserica, să-mi fac de râs soția, să-mi fac de râs copiii și lucrarea, ia-mă înainte de vreme, fără nicio problemă, să mă duc la tine, decât să trăiesc și să ajung într-o anumită stare în care să, efectiv, să nu fiu bucuros de ceea ce am făcut. Pentru că degeaba ai făcut prostia când după aceea te uiți și spui, băi, dar cum, ce-a fost prin capul meu? Nu mai contează ce-a fost. Pentru că ai făcut-o. Ori, iubiții mei, Dumnezeu le calculează și le așează. Orice lucru care vine în viața ta vine ca un test. Ca tu să răspunzi corespunzător. Nu vine tot ce își programează diavolul. Îngăduie Dumnezeu anumite lucruri. Când îngăduie, nu te întreba de ce eu, de ce altul e bine. De ce boschetarii ăștia sunt sănătoși și eu am problema asta? De ce toți ceilalți au și mie, Doamne, de ce eu? Nu, poți pui întrebarea, Doamne, mulțumesc că m-ai onorat și te rog, dă-mi puterea să văd ușa de deschidere. Și dacă nu văd nicio ușă, eu oricum îți pregătit. Îți pregătit să merg acasă la tine unde este mult mai bine, slăvit să fie Domnul. Și dacă mă mai îngădui, mai sunt cu soțul, mai sunt cu soția, mai sunt cu copiii, mai alerg cu ceilalți, mai alerg în lucrare, mai vreau să fac voia ta, dar dacă nu, pentru mine ai pregătit varianta cea mai bună, este cea mai bună asigurare care există în lumea asta, slăvit să fie Domnul. De-aia Biblia spune noi ca și credincioși, dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Noi suntem ai Domnului, noi aparținem Lui și nu-i punem noi condiții celui care ne-a cumpărat ce face cu noi. Că El vrea să ne aibă, nu numai pentru pământul ăsta, ci pentru eternitate, slăvit să fie Domnul. Ori, iubiții mei, ăsta e Hristos care protejează via. Înainte de învierea Domnului Iisus, că învierea a schimbat radical toate lucrurile. După învierea Domnului Iisus Hristos sunt declarații prin care Biblia spune că i s-a dat, dar după înviere, un nume mai presus de orice nume. Veți găsi că tot după înviere, în cartea Apocalipsului, Hristos spune, eu sunt, țin cheile morții și a locuinței morților. Dar ce nu a spus-o înainte? Pentru că înainte o avea altcineva. Nu-i subiectul nostru pe seara aceasta. Dar învierea a schimbat radical. Amintiți-vă dumneavoastră că înainte de înviere, la un moment dat, Domnul Iisus spunea ucenicilor săi, iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia, dar el n-are nimic în mine. N-are nimic în mine. Ori, iubiții mei, tocmai în timpul acela când Domnul recunoaște pe diavolul stăpânitorul lumii acesteia, tocmai în perioada respectivă, vine Domnul Iisus și le spune ucenicilor săi în felul următor, Petru, Satana va cerut. Păi, dar dacă tot e stăpânitorul lumii acestea, dacă tot el conduce Roma, Senatul, Armata, finanțele, totul la nivel spiritual el le conduce, de ce nu îl lua pe Petru să-l pună în jur? Nu numai pe Petru, pe toți ceilalți îi pui, că doar el conduce. Nu, ăștia erau din vie. Poți să iei pe împăratul de la Roma și să-l pui în șur. Poți să iei pe ăștia din Sinedriu, din Ierusalim, pune în șur cât vrei. Dar pe cei din vie, ca să poți lua vreunul, îți trebuie aprobări de la vier. Și vierul a spus, dar eu m-am rugat, nu să nu te faci de râs.
nu să nu te lepezi, ci să nu se piardă, pentru că așa rămâi în vie, slăvit să fie Domnul. Amin. Ori, iubiții mei, după înviere, nu mai auziți că Iisus Hristos spune, iată că stăm, nu, mie mi s-a dat toată puterea, sus în cer și jos pe pământ, slăvit să fie Domnul. De aceea nu există forță din universul ăsta să ne scoată pe noi din vie. Unul dintre cele mai frumoase texte biblice, la care e foarte frumos să mai citim din când în când declarațiile acestea, este Romani, capitolul 8, cu versetul 35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. Amin. Nu există forță să te scoată de acolo. Pentru că cel ce-i vierul este Iisus Hristos. Din toată lista asta lipsește o persoană care te poate scoate. Tu. Dumnezeu nu te ține obligat în vie. Te-a făcut din spin smochin, te-a onorat să te sădească în via celor răscumpărați, dar nu te ține forțat acolo. Nu te ține forțat cu aceleași cântări, nu te ține forțat în aceeași atmosferă, nu te ține forțat acolo unde te plictisești. Ai dreptul să pleci când vrei tu. Ai dreptul să dezvolți o inimă rea și necredincioasă, ca care te poate despărți de Dumnezeul cel viu. Ai dreptul acesta. Să vezi numai rău împrejurul tău, că nu mai sunt lucrări, că nu mai sunt minuni, că Domnul nu mai lucrează, că tu nu mai vezi și în cazul tău nu știe nimeni și tu ai fost cel mai oropsit. Ai dreptul să părăsești și să duci. Țineți minte că templul lui Dumnezeu se face cu pietre, dar pietrele din templul lui Dumnezeu sunt vii, adică pot pleca când vor. Celelalte, când noi facem ziduri și cei ce lucrează în zidit, clădesc un zid din bolțari, din pietre de râu, de exemplu, pun ciment acolo, seara l-ai terminat, a doua zi când te-ai dus, trebuie să zid acolo. Ei, zidul bisericii e altfel. Acum îl găsești pe ăsta, vine careva și povestește și îl întinde din zid. Lasă locul gol. O plecat, nu-i mai convine. Când nu i-a făcut nuntă la față, acum a vrut. Când nu a făcut ce au propus el de comitet, de ordinare, nu a avut. El pleacă în altă parte. Băi, dar unde te-a așezat pe tine Dumnezeu? Unde te-a chemat Dumnezeu? Unde te așteaptă să te găsească și ai semnal ca să te audă Dumnezeu? Unde? Că din biserica Domnului nu putem pleca la întâmplare, frații mei. Foarte mulți frați îi găsesc, plecați din România, în America, într-o parte, în alta, care au fost chemați de Dumnezeu, dar la un moment dat s-au gândit că e mai bine, mai verde în altă parte. Nu-și găsesc tempoul, locul, nu-și găsesc utilitatea efectiv. De ce? Pentru că au părăsit via în care i-a așezat Dumnezeu. Credeți că le-a voia întâmplării locul în care am fost așezați? Ori, de cele mai multe ori, stăm cu ochii peste gard, că e mai bine probabil în altă parte. Întrebarea mea pentru tine, ești în vie? Că smochinul este luat și adus în vie, nu cumva ai plecat de la locul la care te aștepta Dumnezeu? Nu cumva ai lăsat locul acela și te-ai dus? Sunt oameni care au ieșit din poporul lui Dumnezeu. Sunt oameni care vin foarte rar la părtășia bisericii, în via Domnului. Ei sunt duși din locul acesta. Este drept că se poate întoarce înapoi, un smochin poate fi realtoit. Un smochin poate veni înapoi, dar e foarte important când faci mișcări de genul ăsta, întreabă. Eu sunt slujitor, slujesc la Dumbrăveni de 26 de ani. Recent încă o biserică a venit și mi-a cerut frate, zice, nu vrem altceva, vină păstor la noi și ajută-ne în direcția asta. Nu pot să fac lucrurile astea. I-am cerut Domnului și am spus, Doamne, pot să-i ajut, îs bun în domeniul ăsta și mă cred bun, grozav, dar nu asta mă ajută pe mine. Că eu mă pot duce într-o fundătură undeva, că ajungi în niște biserici, cât de bun ai fi, n-ai cu cine vorbi.
Efectiv, ei setați pe un anumit stil al lor de a rămâne așa. Și eu îi chinuiesc pe ei și ei mă chinuiesc pe mine. Și îi spun, Doamne, dar asta e rentabilitate. Pot să mă duc sau nu pot să mă duc? Nu fac un pas spre tine. Și vine Dumnezeu în ultimul timp și îmi spune anumite lucrări. Uite, asta, asta, așa. Și pentru mine lucrurile sunt clare. Pentru că n-ai voie să faci în via Domnului cum stă trale în năsare să iei. Când ai firma ta, faci la un moment dat și ai pierdere de 1.000 de euro sau 2.000 de euro. Bineînțeles că lucrurile astea nu le mai repeți luna viitoare, nu-i așa? Că e firma ta, domnule. Dar la biserică de ce tot atâta? Vezi că un om nu merge. Vezi că cineva nu-i chemat, dar îl mai pui. De ce-i fac tulburare? Dacă nu-i firma ta, normal. Dar dacă iei aminte la lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să faci lucrurile după voia Domnului. Doamne, ajută! Cu toate că vă vorbesc vouă, m-am aș uita și partea asta. M-aș uita și partea asta. Din punctul ăsta de vedere, a fi în vie, revin la un anumit subiect, și anume, a fi în vie înseamnă să ai parte de har. Și dacă Dumnezeu te cheamă într-o altă lucrare, te duci cu mandat, fratele meu. Întreabă de Domnul de două, trei ori. Nu pleca la nervi, nu pleca că nu s-a întâmplat ceva. Stai acolo. Pentru că sătul de oameni care au făcut biserici pentru că numai nu le-au convenit și nu merge nimic. Nu trebuie să vă dau exemple. Nu trebuie să vă dau exemple când se golesc efectiv, când n-ai ce să faci. Că au plecat așa la ambiții, la să arătăm și noi fășem o biserică. Au plecat din via unui o chemat Dumnezeu, din păcătoși, din alcoolici, din destrăbălați cum erau, i-au adus la mântuire, din spini au făcut smochini, după care au plecat de zona respectivă. Și dintr-o dată, trei luni de zile, o chema pe ăla, pe ăla, pe ăla, cu tare, șase luni au mers, la un moment dat au început a să ofeli lucrurile. De ce? Pentru că nu este semnal, fratele meu. Ai plecat din ambiție, nu te-a trimis Domnul. Oricând te trimite Domnul, înverzește totul împrejurul tău. Când te trimite Domnul, îngerii Domnului lucrează unde tu nu mai poți, pentru că te-a trimis Domnul și lucrarea Lui, slăvit să fie Domnul. Dar dacă ai plecat din ambiție, nu-ți merge. Tot petișești, tot pui proptele, tot ții, când s-a aproape duci jos, alte proptele, alte proptele. La un moment dat când s-a dus jos și e mortă la copii, nu-ți prinde nimeni că e mort, ții acolo, băi, dar miroasă, dați cu parfum și atâta tot. La un moment dat te gândești, băi, cum mă întorc eu și uite, e timp pierdut și dacă am trăit cât Metusala, mai verificăm anumite lucruri. Dar avem 70-80 de ani și vârsta noastră de potență, de putere, este într-un anumit timp. Și ce frumos e ca în timpul ăla al tinereții tale, al puterii, al înțelepciunii, să fii acolo unde te vrea Domnul. Chiar dacă toată viața trebuie să faci de ordine. Chiar dacă toată viața trebuie să încurajezi pe alții. Chiar dacă toată viața trebuie să zâmbești la cineva și spui, mă bucur că ești la casa Domnului. Dar ești acolo unde te vrea Dumnezeu. Și când tu ești acolo unde te vrea Dumnezeu, ai un copil mai neascultător. Și îi spui, Doamne, știi că m-ai chemat aici, aici am rămas, frații mi-au dat harul să fiu în adunarea asta, acum, odată ce am rămas la locul acesta, te rog frumos pentru copilul meu, nici nu termin rugăciunea și Dumnezeu spune, te-am auzit, îți rezolv problemele. Că tu n-ai cum să rezolvi, n-ai cum să mergi la școală la copilul tău sau la facultate la copilul tău sau la locul de muncă, dar îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se cred în el. Ajung să rezolve problema pe care tu ai ridicat-o și Dumnezeu spune, nu aveți pentru că nu cereți. Și odată ce ceri, Dumnezeu îți rezolvă problema pentru că ai stat acolo unde a pus el. Ești în vie? E o altă întrebare pe care vă pun. Pentru că înțeleg nevoia de biserici noi, care se fac cu pace, cu înțelegere. Înțeleg. Înțeleg nevoia de oameni și de lucrători care pun înaintea Domnului și au călăuzire și Dumnezeu îi însoțește. În continuu sunt întrebat de oameni, frate, vreau să încep o lucrare nouă, ce zici dumneavoastră? Nu fă pasul până Dumnezeu nu-ți confirmă de două ori sau de trei ori. Consultă-te cu oamenii lui Dumnezeu. Pentru că atunci când faci pasul, vei da de necazuri. Vei da din potrivire, diavolul nu se va bucura de lucrarea Domnului dacă știi că Dumnezeu te-a trimis să-i să vezi îngerii Domnului la lucru și Dumnezeu deschide uși pe care tu nu le poți deschide niciodată, că e Dumnezeu implicat acolo. Dar dacă ai plecat numai că nu ți-o convenit, numai ca să fii în altă parte, numai ca să vezi alți oameni, când a venit necazul, nu știi pe însă ei. Și când te rogi și nu ești ascultat, ce mai faci atunci? De aceea este important, dacă ești smochin, ești în vie, să ne ajute Domnul. Amin.
Și ultima întrebare din textul acesta, dacă ești mochin și ești în vie, produci rodul pe care îl așteaptă Dumnezeu? Există de foarte multe ori în viile noastre, în bisericile noastre, oameni care cred că sunt chemați doar să fie un fel de copaci ornamentali, un fel de smochini ornamentali, bine echilibrați la coroană, cu frunzăriș fain așa, și roadă mai nimic, dar ornamentali. De foarte multe ori avem grijă cum arătăm în afară, foarte bine, extraordinar de bine. Oameni care cheltuiesc o grămadă de bani pe ceea ce prezintă, doar atât. Zeci de mii de dolari, eram cândva cu soția în Australia și o soră de acolo, în vârstă acum, spunea, dacă am calculat împreună cu soțul câți bani mi-am dat eu pentru coafarea părului, constat că zeci de mii de dolari pe care i-am dat. În timpul ăsta, surorile noastre s-au aranjat părul cum au putut, cum învață Biblia și l-au strâns frumos așa, și banii ei au ajutat orfanii, au ajutat necăjiții. Alții au ținut loc de, văd când bisericile noastre se intre tot cu unghii, de ce, mai lăcuite, mai șeruite și așa mai departe. Căutăm haine de firmă să venim cu ele în adunare și de multe ori unii le iau de la second, dar alții numai noi vor să le ia. Frații mei, asta arată că suntem un fel de copaci ornamentali. Smochine adevărat, spune Scriptura în textul ăla care se aplică și bărbaților, este valoarea noastră să nu fie omul din afară, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea cui? Nu-L uimim pe Dumnezeu cu hainele noastre, cu felul nostru de a arăta, de a sclipi după standardele lumii. Dezvoltă-ți omul ascuns al inimii, a unui duc blând și liniștit. Și blândețea, frații mei, nu câștigi la un șai. Blândețea se câștigă în timp. Numai eu mi-aduc aminte prin cât de iutișor eram așa când eram mai adolescent și mai tânăr. Dar m-a trecut Dumnezeu prin niște încercări când la momentul actual și de răspuns mai calm, mai cutare. Pentru că am dat cu capul în toate grinzele pe care le-am prins așa pe traseu. Și acum, chiar dacă nu-i grindă, merg ulea cu cap plecat. De ce? Pentru că astea lucruri te învață, frații mei. Te învață. Un duc blând și liniștit, care este de mare preț. În ziua când copilul e bolnav, când soțul e accidentat, o soție, degeaba-i prezintă Domnului ce rochii faimoase are, cu care a uimit și o grămadă de bărbați o întors capul după ea. Nu contează asta. Singurul lucru care îl uimește pe Dumnezeu este Duhul blând și liniștit, care are mare preț. Și când ea strigă, Doamne, ascultă-mă, Dumnezeu intervine, Doamne, ajută. Investiți în ceea ce trebuie. Nu deveniți niște pomi ornamentali, bine echilibrați, să ieșiți bine în poză. Dezvoltați în roade. Dumnezeu să ne ajute. Apoi, al doilea aspect pe care îl avem în Sfânta Scriptură și pe care îl avea smochinul acesta, nu că era un pom ornamental, cu toate că mergea pe sarea asta, avea frunze. Frunzele în Biblie sunt corespondentul vorbelor noastre. Un copac, ca să poată face rod, trebuie să aibă frunză. Procesul de fotosinteză se face în frunză, cu clorofilă și așa mai departe. Ați învățat la școală lucrurile acestea. Deci, nu poți să ai rod fără frunze. Dar dacă ai numai frunze fără finalitatea rodului, copacul acela e degeaba, ține locul degeaba. Foarte mulți oameni vorbesc mult, dar nu mai ajung la rod, la acțiune, nu mai ajung la fapta respectivă. Ei rămân doar la stadiu de promisiuni, de juruințe, de făgăduințe, de foarte multă discuție, dar n-ajung să facă lucrurile respective. De-aia avem atâtea promisiuni neîmplinite. De-aia la anul nou, băi, am spus că, bineînțeles că, frunzăraie, asta e tot. Că roadă când te uiți, nu prea găsești acolo. Ori roada, fapta, reprezintă smochina pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Este acțiunea noastră. Și din punctul acesta de vedere, încă o dată vă spun, frunzele ajută, dar dacă ajutorul acesta nu se concretizează în fruct, în faptă, în acțiune, e degeaba multă vorbă. De aceea Sfânta Scriptură ne spune să fim atenți la vorbire, ca să ajungem la faptă. Le spuneam la frați că atunci când am strâns
bani pentru comunitatea din Dumbrăveni când am construit adunare, frații din afară care locuiau în Italia, Spania, Austria, au spus în felul următor: noi suntem gata să donăm pentru biserică ceva bani, dar să vină păstorul să ia. Păstorul vine la noi la biserică, mai ține o predică, mai avem o discuție și așa mai departe. Și atunci frații nici nu m-au întrebat dacă vreau sau nu vreau. Eu cumpăra bilete și viteză, te duci și strângi bani pentru noi. Și am plecat să strâng bani. Știu că am ajuns pe la frații noștri din Dumbrăveni, în primul rând. Au mai fost și comunități care au spus: măi, dacă oamenii ăștia sunt la noi aici, facem și noi o colectă pentru Dumbrăveni. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Nu știu dacă pe la voi am adunat atunci. Nu știu dacă am ajuns, dacă n-am ajuns, nu-i rău și acum. Dar... Avem noi nevoie. Bun. Știu că am ajuns undeva unde erau mai mulți din Dumbrăveni, am adunat toți la o masă și cineva spunea: băi, eu nu pot, am ceva credite la bancă, dar 50 de euro pentru biserică dau. Și eram cu un frate care avea chitanțierul la el, scria 50 de euro, îi dădea chitanța în dublură, ca restul să ajungă la casierul pentru construcție. Și discutam cu ei acolo, la un moment dat, pe când noi eram acolo, vine soț și soție la discuția noastră și spune: frate Virgil și celălalt frate, avem și noi ceva pentru biserică. Și numai așa, și pentru câte un cadouaș pentru soțiile dumneavoastră, sunteți plecați de acasă de atâta vreme, v-am pregătit ceva special pentru dumneavoastră. Bineînțeles, noi am spus la ceilalți: gata, băi, vinim mâine și luăm banii voștri, noi plecăm cu ăștia, că o scau ceva pentru biserică. Dar noi ne gândim la cadouașul și așa mai departe. Am plecat cu oamenii, am ajuns în familia lor. Ne-a dat o înghețată, cred că care nu o mai mâncau copiii lor. Nu le plăcea probabil. Ne-a dat înghețata aia. Cum nu mă întrebați voi pe mine de bani de biserică, așa nu ne-au spus ei atâta pentru biserică. Cum nu mă întrebați voi pe mine, frate Virgil, și cadou, așa nu m-au întrebat ei nimic. Am mâncat înghețata aceea, ne-am mutat unul la altul, am spus: noi plecăm, nici nu ne oprim nimeni. Noi plecăm. Am plecat. De ce a fost făcută toată treaba aceea? De frunză, frații mei. Nimeni din aia care au fost acolo, nu le-am spus, când era și nouă acum rușine, nu le-am spus: băi, oameni buni, ne-au chemat degeaba. Nu ne-au dat nici bani de biserică, nici cadouri pentru nevastă, nimic. Am plecat degeaba, așa, ne-am plimbat ca să nu stăm cu voi. Atât, n-am spus la nimeni. Pentru că imaginea asta se păstrează. În câte comunități nu întâlnim, se adună frații, trebuie să pună pavaj. Și apar toți ăștia cu pavajă, cu tare. Se ridică dintre ei unul și spune: băi, oameni buni, dați-le drumul acasă la toți. Pavajul ăsta îl pun eu, cu firma mea, cu oamenii mei. Băi, frate, dați spate. No, băi, voi vedeți-vă de alte treburi. Eu pun asta, ascultare. Pun, ceilalți duc toți acasă, unde oarecum supărați că au vrut să contribuie. Și după ce au plecat toți, ăsta îi spun la păstor: ieși și discurc, te cheamă înapoi, că eu am fost numai să le spun că pot face, da? Nu cred că mă pun unde o la lui. Ăsta să-și uită. Băi, frate, frunzăraie, știți că sunt cu numai cu frunzăraie? Îți promit, nu se sunt de cuvânt. Spun: vin, frate, îl aștept, te uiți. Cum credeți dumneavoastră că se fac lucrurile astea? Și vine stăpânul și se uită și frunzăraie este cât este. Și știți că frunzele atrag după o bucată de timp blestemul? Spune Sfânta Scriptură că într-o zi Domnul Iisus a trecut pe lângă un smochin și a căutat rod. Spune Biblia, nu era vremea smochinilor. Și n-a găsit. Și fiindcă n-a găsit, a blestemat smochinul respectiv. A doua zi când s-au întors, ușenicii speriați: Doamne, smochinul ăsta e uscat până rădășină! Și Domnul îi spune: nu v-am spus că dacă veți crede și veți zice muntelui acestuia, mută-te și să rezolvă, ci un smochin e problemă? Ucenicii erau uimiți. Întrebarea care se pune acolo este: ce vină a avut smochinul ăla? Dumnezeu n-a blestemat smochinul, a blestemat proprietarul smochinului. În Israel, smochinile au o perioadă când se coc, odată, de două ori sau de mult, depinde de anotimpul, se prinde. Și smochinul rămâne pe copac. Orice evreu, conform legii, n-avea voie să culeagă tot. Trebuia să-și ia partea lui, iar restul să rămână pe copac pentru văduve, orfani și trecători, ca Domnul Iisus. Ca să ia: bă, da, cade jos să strecă, n-ai tu treabă că să strecă. N-ai tu treabă că cade. Tu lasă-l acolo, dacă va fi vreodată cineva să ia o smochină, să aibă de unde. Tu îl leși pe copac, că Dumnezeu ți-a lăsat copacul. Proprietarul smochinului respectiv o barberit tot.
El nu a lăsat nici pentru trecători. Și când Domnul Iisus o trecut prin acolo, n-a găsit smochinile alea care trebuiau să fie lăsate acolo. Nu era vremea smochinilor, dar smochinii trebuiau să fie acolo. Și pentru că proprietarul le-a luat tot, a blestemat smochinul ăla să nu-i mai producă la proprietar în viac roadă. Știți că din tot ce ni se produce nouă și intră în buzunarele noastre o parte a Domnului? Știți câteodată barberim totul cu fuștițe, cu rochițe, cu capașii la roți, cu trusă de sculi, cu șurubelniță, luăm de acolo tot, dar efectiv la Domnul nu mai lăsăm nimic pe copac. Pentru văduvă, pentru orfan, pentru plăti curentul, pentru casa de rugăciune, dacă aveți proiect. Nu avem nimic. Și câteodată Dumnezeu blastă-mă copacul care produce roadă. Păi dar nu mai ies la afacerea mea, nu mai merge. Păi și pun mâna, nu mai merge. Nu cumva ai fost blestemat pentru că partea aia care trebuia să o lași acolo, trebuia să fie? Nu cumva partea aia ai luat-o ca să te înfrumusețezi, să arăți tu mai bine? De aceea, stimații mei, e important să verificăm lucrurile acestea. În primul rând, nu ești un copac ornamental, nu ești un smochin de frumusețe. În al doilea rând, verifică dacă nu cumva ai numai frunze, fără fapte. Și, frații mei, încă un lucru vreau să vă spun. Sunteți în atenția Domnului că smochinul ăla îl reprezint eu și tu. De obicei noi spunem, frate, dar sunt o grămadă. Băi, toți ceilalți vie. Toți ceilalți vie, produc struguri. Singurul care poate produce smochine, sunt eu. Nu mă pot baza pe Daniel. Nu mă pot baza pe altul. Că ăștia sunt vie. Îți plătiți în vie, ei produc struguri. E treaba lor cât produc. Vierul verifică. Singurul la care Dumnezeu vine să vadă smochina. Pentru că eu sunt smochin, sunt eu. Și sunt în mod special privit de Dumnezeu. Și așa ești și tu. Nu te baza că altul cântă în locul tău. Nu te baza că altul ajută în locul tău. Nu te baza că altul are. Dumnezeu așteaptă rodul tău. Că tu ești smochinul respectiv. Sunt o grămadă de oameni care spun, să mănânci, domnule, să mănânci struguri cât vrea. Dar sunt struguri. Numai din smochinul meu se împiedică. Măi, 3 ani. De când tu ești protejat, de când ești ocrotit, de când vierul își face toată treaba și în vie și cu tine. Și tu de 3 ani ții umbră la pământ degeaba, am investit degeaba în tine. Unde smochinele, rodul tău pe care trebuia să-l produci? Doamne, dar nu poți vreo 10 ani să mă pui de probă. Nu, 3 ani și al 4-lea vine de dragul vierului. Și vierul vine și spune, Doamne, anul ăsta o să fac ceva deosebit. Am să-l săp de jur împrejur, și am să pun gunoi la rădăcină. Câteodată gunoiul, frații mei, reprezintă facilități. Un om trebuie să producă roada pocăinței și roada sfințeniei, că e sărac, că e bogat, că e bolnav, că e sănătos, el trebuie să trăiască pocăința. Amin. Un om în orice climat și disecită, el trebuie să producă roadă. Când ești săpat de jur împrejur, când apa îți vine mai ușor la rădăcină, când să se deschidă oportunități deosebite și când dintr-o dată Dumnezeu pune gunoi, asta presupune lucruri pe care altă dată alții le-au abandonat, spunea Apostolul Pavel, întâietate, cel din tâi, de acolo. Toate aceste lucruri le-am considerat ca un gunoi, numai ca să-L câștig pe Hristos, ei, există o situație când Dumnezeu vine și îți dă bani mai mulți. Vine o situație când Dumnezeu, parcă din apă, încep să iasă lucrurile, pătrund lucrurile în viața ta, ca să produci roadă. Că dacă în mod normal nu produci, Dumnezeu dă un update la toată viața ta ca să produci roadă. Și noi spunem, fratele meu, eu nici nu preveneam la adunare. Dar acum, în ultimul timp, de știi câți bani fac eu, dacă până acum nu veneam, crezi că de acum, băi, e ultimul an. E ultimul an. După aia poți să faci bani și să-i strângi cu remorca. Ești în afara viei lui Hristos și degeaba îi mai ai. De aceea e important pentru noi să fim foarte atenți. Vreau să închei mesajul meu, că aici Domnul vine și spune în felul următor, dacă nu vă pocăiți, toți vei pieri la fel. În ce constă roada pe care a trebuit să o producem noi? Ca să avem și zilele date de Dumnezeu pe pământul acesta, dar în mod special, nu zilele sunt importante, ci mai important este să avem parte cu Domnul. Primul lucru pe care trebuie să-l facem, spunea Domnul, să ne pocăim, Doamne ajută!
priviți la viața voastră și că Dumnezeu v-a chemat. Au rămas în lumea asta oameni mai calificați, mai deștepți, mai frumoși, mai bogați, mai culți decât noi. Pe noi Dumnezeu ne-a adus în via Lui să producem smochine. Doamne ajută! Suntem onorați! Asta nu e un motiv la un moment dat să privim de sus pe ceilalți. Ne-a dus cu scopul acesta. Producem roada pocăinței? Suntem oamenii care ne uităm la viața noastră și vedem, Doamne, aici n-am făcut bine, eu mă pocăiesc. Pocăința nu-i mai gestul și starea inițială când venim la Hristos. Pocăința continuă toată viața. Pocăința înseamnă să vezi lucrurile din viața ta pe care ți le descopere Domnul, să le regreți, să le renunți la ele și să repari ceea ce se poate în domeniul ăsta. Pocăința cere lucrurile acestea și Biblia ne arată că suntem chemați la pocăință. Unul dintre textele frumoase care vine să confirme pocăința noastră continuă pe care a trebuit să o avem înaintea Domnului este cea stipulată de Apostolul Petru în a doua sa epistolă, capitolul 3 cu versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru noi, și spune Scriptura, pentru voi, și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Atenție, când spune voi, vorbește credincioșilor. Și credincioșii sunt chemați să vină la pocăință ca să nu piară. Există posibilitatea din vie să fii tăiat. Că Dumnezeu nu are numai cleștele de curățat, care curăță ramurile, ci Dumnezeu are în inventarul Său și secure, care poate fi înfiptă la rădăcina pomilor neroditori. De aceea trebuie să fim atenți. Ori singurul gest care împiedică securea să se oprească este pocăința noastră profundă, Doamne ajută! Pentru cei ce au văzut că sunt spini, se ceară de la Domnul prin pocăință să-i transforme în smochini. Pentru cei care sunt smochini, să-i roage de la Domnul, Doamne ajută-mă să rămân în via Ta! Și pentru cei care sunt în vie, să producă roada pe care o așteaptă Dumnezeu. Pentru că nu degeaba țintră banii care țintă. Nu degeaba ai sănătatea pe care o ai, nu degeaba ai relațiile pe care le ai, nu degeaba ai făcut școala pe care o ai, că trebuie să produci o roadă, fratele meu. Nu te compara cu altul, că altul e în altă poziție. Tu trebuie să aduci roada în locul respectiv, pe poziția respectivă. Și foarte important de știut lucrul acesta. Al doilea lucru pe care putem să-l producem ca și roadă sunt faptele bune la care Dumnezeu ne-a chemat. Sunt fapte bune pe care le putem face fără să știe stânga de dreapta, și astea sunt personale, sunt fapte pe care Dumnezeu ne cere să fim cei din tâi în ele, și sunt fapte colective pe care le putem face. Aseară am fost la biserica din Krems și am văzut frumusețea acelei clădiri pe care au realizat-o acolo. Rămâi uimit de niște realizări pe care le fac oamenii împreună. Când se unesc împreună, cât de bine s-ar ținea cineva, nu poate termina o clădire singur, cu toate că ar vrea probabil, dar nu poate. Frumusețea este că toți se unesc, unii cu rugăciune, alții cu bani, alții cu zile de muncă, alții cu zile de post, dar se unesc și împreună scot un edificiu că toți ceilalți se uită împrejur și spun, domnule, ce frumos au lucrat oamenii aceștia. Bun, ăsta e în segmentul ăsta. Imaginați-vă dumneavoastră ce înseamnă să lucrezi în domeniul ăsta și să ajuți pe altcineva. Suntem o mărturie. Vă dau doar un exemplu în multe situații. În anumite comunități în zona noastră din nord, dar cunosc câteva localități, unde la un moment dat s-a întâmplat ceva. Și anume, a luat foc casa unui domn ortodox, avea vreo 4-5 copii și a luat foc casa, dar o ars tot. Bineînțeles că la momentul respectiv oamenii din zona respectivă, din satul respectiv, s-au întrebat ce fac și rudele lor, unii trebuie să-i ținem, câteva rude i-au primit așa, biserica de acolo care era mai micuț așa, vezi, voi oameni buni, noi facem evanghelizare, ăștia nu prea vin la evanghelizare și ăsta e momentul când am putea. Eu ne-am pus niște bani deoparte să mă duc în concediu. Altul a spus, eu mi-am pus niște bani să-mi schimb mobila în bucătărie. Altul a spus, eu mi-am pus niște bani să-mi schimb mașina, băi, că am mașina asta, așa. Dar uite ce facem. Hai acum să ajutăm familia asta. Și s-au ridicat frațe și surorile de acolo. O plecat cu tineretul din biserică. O dat la o parte toată stirigia, tot fumul, tot ce a fost acolo, sub ochii ortodoxilor. O uitat acolo și au început surorile două ori pe zi, făceau mâncare. O dat jos, o pus înapoi
ce-au avut acoperiu, cumpăra grinzi cu tare. Ei dintre ei au spus, păi eu aș putea să dau câteva grinzi. Altul a spus, eu aș putea să dau ceva calaburi dacă s-o dus. Altul a spus, măi, eu aș putea da niște tablă, dar nu pot mai mult. Dacă s-o dus toți acolo, au luat și nu numai așa au sărit, și alți oameni din alte comunități le-au dat și ăștia, în mod constant, sub ochii ortodoxilor, a tuturor celorlalți, au ridicat casa și în 4 luni de zile, sau în 2 luni, nu mai știu exact, 3 luni de zile, au intrat oamenii înapoi în casă. Du-te acum în satul ăla și spune-le ăsta, veniți la adunare, că... și oamenii respectiv, mergem. Dacă îți găsești vreunul, spune, băi, pocăiți ăștia sunt niște bandiți. Îi spun, tazi în gură, i-am văzut și bandiți. În loc să schimbi mașina, în loc să schimbi mobila, în loc să ducă în concediu, și-o pus banii aici la unul care nici nu merge la ei la adunare. Dar ne-a arătat ce înseamnă faptă. Stimații mei, știți că Dumnezeu ne așează lucruri de astea? Oameni care ne duc comorile noastre în cer, că oricum ce avem pierdem. Ultimul lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă ca roadă de la noi este slujba noastră. Suntem chemați să facem o anumită slujbă. Avem o slujbă încredințată. Și slujba ne-o dă Dumnezeu când venim aici, în adunare. Spune Scriptura că stăpânul a venit și a chemat pe robii săi și le-a dat talanți după puterea lor. Bineînțeles că eu mă cred mai puternic și aș vrea mai mult, dar dacă stăpânul mi-a dat doar un talent, el a observat că atâta pot. Unul poate să predice și să cânte și amândouă le face bine. Altul poate să facă altceva, dar fiecare are ceva dat. Nu există cineva care să n-aibă. Când stăpânul a împărțit talanții robilor săi, le-a cerut ca să multiplice prin lucru acești talanți. Și dintre ei au fost cel care a avut numai unul și care l-a ascuns. Și m-aș fi așteptat că atunci când au venit vremea socotelii, cel cu 5 talanți a venit și au mai dus 5. Și stăpânul i-a spus, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Ăla cu 3 a mai adus 3. Ăla cu 1 a apărut și el cu 1 acolo. Trebuia să-i spună stăpânului, stăpânului, bucte, mai care l-ai recuperat, puteți să-l cheltuiești pe asta, nu rămâneai cu nimic. M-aș fi așteptat ca stăpânul să-i spună la ăștia, măi, luați-l și dați-i o treabă pe aici, dați-i să mătrui, să fie la salubritate, ceva mai de jos, că se pare că nu se descurcă în domeniul ăsta contabil și a negocierilor și a negoțului cu talanții mei. Dar stăpânul spune în felul următor, legați-i mâinile și picioarele și aruncați-le în tunericul de afară, care totdeauna în Noul Testament reprezintă iadul și pierzarea veșnică. De ce? Pentru că omul ăsta a fost chemat să facă ceva. A fost chemat să facă ceva. Amintiți-vă de Apostolul Pavel, care spunea în 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 16, în felul următor, că el vine și spune că e chemat să predice Evanghelia și să o predice în mod constant. Și el vine în 1 Corinteni și spune așa, dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Pavel, dar Doamne, credeam că faci lucrurile de plăcere. Măi, oameni buni, asta e slujbă. La slujbă nu mă duc de plăcere. Câteodată te duci de plăcere când e frumos afară, când șeful ți-a promis o primă, dar restul când plouă afară și când lucrurile merg mai dificil și ai niște colegi mai sușiți, așa, nu te mai duci la muncă? Nu, te duci că slujba e acolo. Când Dumnezeu te-a chemat în biserică, ți-a dat o slujbă. Câtă vreme ești bine văzut, te apreciază frate, tu slujești. Dar câtă vreme, frate, nu te apreciază, nu te aleg în comitet, ce faci? Câtă vreme, efectiv, ești pus la încercare, ce faci în momentul respectiv? Nu e așa că nu mai slujești? Nu e așa că dorești să schimbi ceva? Nu e așa că în locul acela în care ești, dorești o îmbunătățire, gunoi la rădăcină, care nu durează mult și apare? Dar dacă nici atunci nu faci roadă, ești scos de pe traiectorie. Oamenii pleacă din lumea aceasta, frații mei, în primul rând pentru că e hotărârea lui Dumnezeu. În al doilea rând, sunt planurile lui Dumnezeu când cheamă anumiți oameni să plece la jumătatea zilelor lor. Sunt oameni care, vă pot da multe exemple aici, dar nu continui cu asta, dar sunt foarte mulți credincioși care pleacă la Domnul, nu pentru că au hotărât Dumnezeu să plece acolo, ci pentru că ei mai puteau trăi, mai puteau sluji, mai puteau fi rentabili, dar s-au ocupat cu altceva. S-au ocupat cu altceva. Și ia Dumnezeu, îi ia Dumnezeu și le spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Să ne ajute Domnul să ne facem o evaluare, Doamne ajută! Amin.
Mă rog pentru toți cei din biserică să ne dea Dumnezeu zile să trăim, dar pentru aceasta trebuie să fim rentabili în locul în care ne-a așezat Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu rânduiește prin voia Lui, mântuiți, să plecăm la cele veșnice, să rămânem credincioși până la capăt. Iar pentru toți ceilalți, învățați-vă împreună cu mine să lucrăm pentru Domnul, să producem roada așteptată. Și dacă ceilalți nu produc roadă, nu se iei modelul pentru noi. Stăpânul vine să mă verifice pe mine. Nu aștept să te verifici pe tine. El de la mine așteaptă smochine. Eu sunt gata să spun, Doamne, verifică în viața mea dacă am tot ce trebuiește. Că pe ceilalți știu că ai secure, știu că ai foarfecii de curățit, știu că vei face ceea ce trebuie, dar eu vreau să rămân în via ta, să ne ajute Dumnezeu. Mă bucur că v-am văzut, mă bucur că sunteți în casa Domnului, motivat de cântările care au fost din momentul acesta, am vrut să apăs mai mult, pentru că anul acesta, frații mei, dacă observați că sunteți spini, cereți de la Domnul înnoirea prin naștere din nou, Doamne ajută! Amin. Apoi, rămâneți în via Domnului, rămâneți în biserica Domnului. Fiecare biserică se străduiește să facă lucrurile cât mai bine. Nu reușim că suntem imperfecți toți, dar mulțumim Domnului că Hristos e în mijlocul nostru. Slăvit să fie Domnul! Și în biserica Domnului, unde te-a așezat Dumnezeu, produ roada pentru care Dumnezeu te-a adus acolo. Nu încerca să produci struguri, nu încerca să produci banane, nu încerca să produci portocale, nu încerca să faci lucrarea altuia. Fă-ți treaba ta! Produs smochine ca stăpânul să fie mulțumit. Amin.